Bună și bine ați venit! Eu sunt Adina. Intro a fost cam lung de data asta, dar am vrut să vă arăt mai în detaliu decorul de toamnă, că am tot postat eu aici pe canal cumpărăturile pe care le-am făcut. Aș zice eu că n-am cumpărat atât de multe chestii. Sincer, aș mai fi cumpărat destule, dar nu-i nimic, că e și la anul un an și o să am la ce completa. Pentru că până la urma urmei, lucrurile astea toate vor rămâne și o să am cu siguranță la anul mai multe. Am în plan și două proiecte DIY, chiar trei de altfel, și sper să reușesc să le filmez și pe ele cât de curând, dar astăzi mai am câteva cumpărături așa mai de toamnă, mai de între, am și ceva de la bebetei. Cred că o să încep cu punguța asta ca să scap de ea. Unele din produse, sincer, nu mai sunt aici pentru că am fost ca să cumpăr vitaminele tatălui meu. Este vorba de Vitalux Plus. Sunt vitamine pentru ochi pe care le ia de foarte mulți ani și sunt singurele la care el simte un foarte bun efect. Și din păcate în județul Bacău nu se găsesc. Am avut stupoarea să constat că prețul s-a dublat. O cutie din aceasta cu 84 de capsule a costat cândva în februarie, la sfârșitul lui martie. Eu i-am dus atunci, sfârșitul lui februarie, pardon, de 1 martie i-am dus o cutie din asta mare, a costat 74 de lei. Iar acum, cumpărăturile le-am făcut în 16 ianuarie, deci de ceva timp stau chestiile astea aici, cele care au supraviețuit, evident. Acum a costat 152 de lei cutia. Vă mai spusesem eu și prin alte clipuri că toate prețurile explodează și este trist și nefericit, dar ce putem să facem decât să muncim mai mult? Bun, hai să începem. Am luat de la casă, am luat chestiile astea. Aici mai avem o cutie doar. Una am scos-o și am folosit-o, este și gata între timp, trebuie să o folosesc și pe aceasta. Este vorba de vitamina C1000 și sincer vă recomand, din păcate uite am aruncat ambalajul celei de la Solarei pe care o folosesc în mod normal, sunt capsule. Din nefericire acum cu pandemia e nevoie de suplimente, de asemenea suplimente. Vitamina C se pare că este foarte important, poate cea mai importantă vitamină pentru imunitate. Calitatea minimă e cea de 1000 de miligrame. Mai puțin de atât ar însemna să luați mai mult ca o cantitate mai mare. Nu știu ce o să fac cu treaba asta. Deci minunea asta cu 30 de comprimate efervescente, cred că sunt 15 într-un tub. Da, 15 în acest tub, 15 am avut în celălalt tub, deci minunea asta a costat 32,5 lei. Mult bun, puțin fost și pe jos, dar să trecem mai departe. Ați văzut-o și pe Kitty, să știți că a deranjat-o faptul că am aruncat acea cutie de când e rece afară, stăm cu caloriferul ăsta electric în casă sau cu aerul condiționat pornit pe căldură. Și ea este veșnic lipită de calorifer. Oriunde îl mutăm, Kitty se mută și ea acolo lângă calorifer. Încerc să-i mut și căsuța, că ați văzut că nu stă săraca de ea chinuită, Doamne ferește. Așa, am mai luat niște active cosmetice, se numesc ele, pentru nu neapărat să-mi prepar creme. Nu știu dacă voi face asta în perioada imediat următoare, dar așa ceva. Vorbim de asemenea sticluțe și am cumpărat, o să vă spun imediat și prețurile dacă tot sunt cu bonul. Am cumpărat această coenzima Q10. Nici nu știu câți mililitri are, să vă poate reușesc să-mi dau seama de pe bon. 5 mililitri, nu sunt mari, dar să știți că sunt concentrate și se adaugă cumva într-un procent de 1-5% din cantitate. Vai ce scris mic, și dacă îmi pun ochelarii nu știu dacă o să înțeleg ce scrie aici, dar cam așa, eu am niște rețete. În general îmi adaug coenzima aceasta Q10 în fondul de ten. În general eu îl cumpăr pe cel de la L'Oreal, Infallible, și întotdeauna
ajută pentru un plus de hidratare, pentru o luminozitate mai puternică a tenului. Să știți că eu întotdeauna îmi pun așa ceva în fond de ten. Fondurile alea de ten de care vă spuneam, cele de la L'Oreal, îmi plac pentru că li se desface capacul și de asemenea îmi place să adaug acolo niște parfumant, ceva miros, pentru că ele nu au miros. Evident, unele persoane nu tolerează, au anumite sensibilități sau alergii și nu tolerează parfumurile în produsele cosmetice și atunci ăștia ca mine care își doresc produse parfumate pot adăuga chestii. Coenzima Q10, aceasta a costat 13,50 lei, o să-mi ajungă câteva luni bune, deci câteva luni bune în condițiile în care îmi voi face și niște creme. Așa că 5 ml ăștia să știți că sunt destul de mult. Am mai cumpărat un colagen vegetal 10 ml și un Marine Z 10 ml. Colagenul a costat 12 lei, acest Marine Z a costat 10 lei. Ambele sunt la 10 ml. Acest Marine Z conține zinc, care este foarte bun pentru tenurile acneice și un complex de vegetale marine care au tot felul de beneficii pentru ten și acest VG colagen este un colagen vegetal care ajută la hidratarea tenului. Astea două împreună cu ceva hialuron și ceva alantoină mi le pun în loțiunile de față. Știți că îmi fac singură de cele mai multe ori ape florale și îmi prepar asemenea loțiuni. Acum am un tonic de la Hello Body, care miroase genial, e foarte bun, dar simt nevoia să îi adaug puțin colagen și puțin Marine Z. Mi-e foarte ok la ten, dar vreau eu un plus, ca să zic așa. Așa că nu știu, o să încerc într-un vlog să includ și bucățica asta cu îmbunătățirile astea pe care le fac eu produselor cosmetice din comerț, cu ingrediente sau, mă rog, active cosmetice naturale, concentrate, astfel încât tenul meu să fie bine hrănit și bine hidratat. Stați că vrea și Kitty să vă salute. Hello! Da, te-ai... Oh, iubita mea! Te-ai desprins de calorifer, iubita? Bună! Au! Haide, du-te la loc! Kitty așteaptă masa de prânz, de fapt. Evident că era vorba tot despre mâncare. Mi-am luat și un acid hialuronic pur, 1 gram, dar este foarte ușor și dintr-un gram ăsta o să-mi fac, nu știu, cam 5-6 loțiuni de față. 7,50 lei a costat acest grămuț. Așa arată cutiuța, haideți să o desfac pentru că oricum am în plan să îl folosesc dacă tot am stat cu el aproape o lună în cutie. Come on, you, unde te duci? Și acesta este conținutul, nu e puțin, să știți că se adaugă așa cam un vârf de cuțit într-o loțiune care va fi destul de concentrată. Ăsta e, da, acid hialuronic, îl știți, îl cunoașteți de prin toate chestiile, deci dacă aveți drum la BBT-i, nu ezitați să vă cumpărați asemenea chestii. E un raion special, sunt în ordine alfabetic așezate, foarte ușor le găsiți și sigur por să vă facă foarte bine. Mi-am mai cumpărat aceste dischete de machiante pătrate, 60 de bucăți, 6,50 lei. Nu-mi plac dischetele de machiante acelea mici, rotunde, deși sunt mai practice și am și un suport din ăsta foarte drăguț în care le țin, dar nu sunt pentru mine. Astea sunt destul de subțiri din cât le simt eu, dar materialul este foarte, foarte, foarte fin și nu par să facă scame. Abia aștept să le folosesc. Și o să vă spun, evident, mai mult despre ele într-un viitor clip de Empties, of course. Au zburat și ele. Treaba asta a venit ca și bonus. Iată, scrie aici, mostră gratuită, nu se comercializa. Am primit o bonus la vitaminele tatălui meu, acelea pentru ochi, și ar fi trebuit să îi le duc mamei mele, în principiu, pentru că ea are nevoie de picături de ochi, pentru că are o ușoară uscăciune a ochilor și folosește în anumite perioade, nu știu exact cât de des în ultima vreme, a avut o perioadă când folosea permanent pentru că
Nu, ok, nu făceau, nu aveau destule lacrimi ca să curățe praful și impuritățile. Apoi am mai luat de la Gold Nutrition Total Whey cu vanilie, 260 de grame, ăsta a costat 38,50. Există variante mult, mult, mult mai ieftine de proteină, dar asta a fost așa un moft. Cele de la Gold Nutrition sunt mai scumpe, probabil că sunt și mai bune. Ia să văd, da, 100 de grame ce cantitate de proteină au. Mod de utilizare, o doză, 26 de grame, are un păhăruț, așa o cupă înăuntru. Înainte de antrenament și o doză după antrenament, nu știu ce, costă 50 de ml de apă. Noi o folosim în smoothies. Fiecare 100 de grame de produs conține 77 de grame de proteină, adică o cantitate destul de crescută de proteină, iar la 26 de grame, pentru că au calculat ei aici, stați să-mi pun ochelarii, că au calculat ei, dar trebuie să citesc eu, ce să ne mai facem? Da, nici cu ochelari nu e chiar atât de bine, adică e scrisul atât de mic, nu-mi dau seama care ar fi proteina. Proteină. Proteina, ți-e scris în spaniolește, 20 de grame de proteină la o cupă, ăsta e desfăcut, să știți, e foarte bun, foarte bun, un deliciu, am cumpărat de la Auchan niște, Eva a cumpărat de la Auchan niște, pentru smoothie, amestecul acela cu papaya și ananas, cred, sau mango și ananas, de la Edenia, e un pic mai scump, dar face toți banii și în combinație cu banană și cu treaba aia și cu treaba asta este ceva genial. A, uite cât de mare scrie aici. Vai de capul meu și eu m-am chinuit cu toți ochelarii din lume să citesc dincolo. Asta e, nu e nimic, 20 de grame de proteină la o porție, de fapt. Da, iubita mea, acestea sunt. Mă duc să aduc și mă duc să-i deschid Luchitii, că vrea să-i deschid o ușă, că dacă e o ușă închisă, ea trebuie să intre neapărat acolo. Să aduc și smoothie-ul, dacă tot l-am pomenit, să vi-l arăt și pe el și continuăm cu cumpărăturile de la Pepco! Aceasta este punguța. A costat 20,8 lei, cred, 20 de lei și 8 bani, 80 de bani, cred. 500 de grame este cantitatea totală și am zis, bine, ananas, mango și papaya sunt porții, nu știu câte grame are o porție de asta, sunt ambalate individual fix cât noi de aici facem cam 3 păhăruțe, având în vedere că adaug și proteină și încă o banană în general. Dar ăsta este super, super, mega yummy. M-a dus să-l duc la loc în congelator. Mai avem 2 punguțe momentan. Dar da, ăsta este un produs. O să încerc să țin minte punga să o pun la cutiuța de dentist, pentru că e un produs preferat și cu siguranță o să-l recumpăr. Și vine Pepco. Și să trecem la punga de la Pepco. De fapt, nu sunt doar produse de la Pepco, am și câteva produse de la Madhouse pe care le-am pus aici. Actualmente Arabesc. Am și bonurile, evident. Da, ăsta e bonul de la Auchan, unde mă dusesem la cumpărături, de fapt. Și mi-au făcut-o. Deci mi-au făcut-o cei de la Pepco așa, în stil mare, pentru că au deschis un Pepco chiar la intrarea în Auchan. Ceea ce este foarte dificil. E adevărat că de multe ori trec și nu intru. De la fel de multe ori intru și nu cumpăr nimic, se poate și așa, dar de data asta am intrat și am cumpărat un rând de chestii, stați că iarăși mă întrerup pe Kitty. Am 2 bonuri din aceeași tranșă de cumpărături. Primul bon a fost 32 de lei, n-am cumpărat, nu, ăsta e al doilea bon, 32 de lei și primul bon a fost doar de... Nu, mai am un bon, mai e, trebuie să mai am un bon pe undeva, pentru că mai am și niște cercei pe care nu-i văd aici, dar... A, nu, stați, că ăstea sunt dintr-un... cum mi-am amintesc că am fost la Pepco-ul de la Kaufland, că și la Kaufland au pus, în 12-a noua am fost la acela și în 13-a noua am fost la celălalt, că de ce să treacă prea mult timp... Nu-i nimic, că avem prețurile pe produse de la cele de la Pepco și nu o să stau să caut și al treilea bol.
Așa că le iau pe rând și vi le arăt că na, am lungit-o prea mult cu poveștile astea. Avem această bluză. Deci când să ies, m-a lovit. Bluză din aceasta este un tricou destul de subțire, destul de lung. E mai mult o rochie așa. Eu le port cu colanți. Am și pe negru și pe verde și mi-au plăcut foarte tare. Sunt foarte practice. Eu muncind de acasă, e foarte comod să stau așa. Nu acum, în perioada asta în care nu e nici cald, nici frig, treburile astea au costat, treaba asta a costat 16 lei și treaba aia alta a costat tot 16 lei și ea, că treaba aia alta este un colan blămare. Mi-aș fi dorit la ăia să am un colan maro, dar cred că după ce o să-mi scot hainele de iarnă din cutii, o să îi găsesc și pe aia. Nu am uitat la mărime, dar cred că M sunt treburile astea de obicei, că asta e mărimea care mi se potrivește, da, M de la Pepco, că fiecare brand are propriile mărimi, M, colanți blămaren, 16 lei și ei. Și mai departe, într-o altă serie de cumpărături, am cumpărat acest, nu, aici sunt cercei, am cumpărat aceste două perechi de cercei. Hai să vi arăt, i-ați văzut în intro puțin pe cei pe care i-am astăzi, sunt de la Camaieu. Îmi plac cercei mai lungi în general și nu prea-mi găsesc sau îmi găsesc destul de greu. Ăștia i-am luat de la un outlet de pe Ștefan cel Mare când am fost odată cu Eva. O să vă las canalul Evei în descriere dacă sunteți curioși, că ea a făcut un haul de cumpărături. Foarte mici prețuri, dar foarte puține produse, mărimea M sau L, dar ea cu XS și S și a găsit niște chestii mega wow și a luat, nu știu, maieuri de la Zara cu 10-12 lei, niște prețuri de alea de necrezut. Așa că mi-am luat acum două perechi de cercei pe care nu știu cum o să-i port eu, că probabil, cel mai probabil pe la când filmez clipuri, că așa pentru la birou nu mi se par tocmai potriviți mie. 8,50 lei această pereche, sunt din lemn cu aceste detalii haurii, iar ăștia sunt în material de perdea, ciucuri de perdea cu același hauriu și aceștia au costat 10 lei. Abia aștept să văd cu ce o să reușesc să-i asortez. Și tot pentru toamnă, pentru la bucătărie am luat acest prosop ca să adaug și acolo puțină toamnă, mai multă. N-am mai ajuns la Pepco să returnez frunzele alea, probabil nu o să mai pot să fac asta. Și nici să-mi cumpăr prosopul acela cu vin pe care mi-ați recomandat și voi să-mi-l iau. Și mi-a rămas gândul la el, poate îl mai găsesc, poate nu o-mi vedea. Dacă mai stăm puțin, vine Crăciunul, ce să zic. Dar bine, între timp eu o să sărbătoresc și Halloween-ul. Prosopul ăsta a costat 3 lei, are o culoare de toamnă, nu e nici prea mare, nici prea mic. Cred că o să absorbă foarte bine, deci ei formi. Hai că au început să cadă toate. Și am mai luat, că de asta mi-am adus aminte, pentru aici. Și uite, era numai bun acum, dar am și uitat de el, acest table runner. 32 ori 130. Treaba asta de aici este tot de la Pepco. Nu mai țin minte că are ceva timp, nu mai țin minte ce lungime avea. Sper că asta să fie cel puțin la fel de lungă. Mie mi-ar mai fi trebuit un pic mai lungă, pentru că la margini rămâne o parte fără. A costat 10 lei și mi-a plăcut că are o culoare așa mai tobnatică. Și abia aștept să văd să o pun aici, că uitasem de ea și abia aștept să o pun aici și să vină toamna. Mă rog, toamna a venit aproape, că încă nu e chiar așa de mohorât și de urât, deci să ne bucurăm de zilele frumoase. Și am mai luat, nici nu mai știu de unde, ia să vedem. Tot de la Pepco, 4 lei a costat această baking paper in sheets. Sunt 16 foi, dar eu le-am luat pentru că sunt în culorile toamnei, nu le-am luat pentru copt. Pentru copt am, acum cred că am unele de la Jumbo, dar pe foaia asta am de gând să fac puțină caligrafie, că n-am mai scris de mult. Sunt mai mici decât mă așteptam, poate o să lipesc două din astea și să fac, să scriu ceva, un mesaj interesant, gen Hello Fall sau It's Fall Y'all. Cu marker,
Dacă aș avea unul maro sau cu o carioca, o să văd eu cum fac treaba asta și să îl pun undeva ori la bucătărie, ori, de ce nu, chiar și aici pe perete, cred că s-ar potrivi. Sau o să caut o ramă, de ce nu, da? Cu un mesaj de ăsta drăguț de toamnă. Inclusiv pe hol la intrare ar merge atârnat așa ceva. Și mai avem o lumânare de toamnă. Acum, sincer, astea nu are chiar cel mai de toamnă miros. Stai să vă miroase guava, licii, mocktail. Îmi plac foarte mult liciile ca fruct să le mănânc. Cu guava nu știu ce să zic, că nu știu dacă am mâncat vreodată, o să caut și o să revin cu impresii. A costat 7,50 lei această lumânare și o să se potrivească bine, zic eu, pe aici, pe undeva, prin culorile astea tomnatice. Și, de asemenea, în culori tomnatice vor ajunge aceste ultime produse. Vă spuneam că am fost și la Mad House, pentru că am vrut să-mi cumpăr de acolo... M-am dus să mă uit, de fapt, tot după decorațiuni, dar negăsind ceva mega interesant, am găsit niște ghivece de flori foarte drăguțe. Le-am inserat eu într-un clip anterior cu diverse produse de toamnă pe care le-am găsit în diverse magazine. O să încerc, nu știu dacă mai am filmarea aceea, o să o pun și aici și să căutăm și bonul de Mad House, mama lor de bonuri, că sunt atât de multe. Mă rog, eu îi zic Mad House, că așa s-a numit anterior, acum se numește Arabesc, se pare. Și avem așa, o vopsea decorativă de 9,98 lei. Am mai avut o farfurie ghiveci Olivia 180 mar de 17 lei și 10 bani. Ce-o-i fi făcut cu ea? Nici nu mai mi-amintesc ce-a fost. Ciudat. O să revin, nu știu. Că nu e în această? Ba nu! Ia uitați-vă! Nu cred. Aici este o greșeală. Da. Da, este o greșeală. Mi-a, în loc de 1,71 lei, două bucăți de 1,71 lei, mi-a taxat doamna o bucată de 70 de lei. Ba nu! A dragon spre dragon, nu știu ce, spre universal. Am mai avut o vopsea pe care am pus-o, unde o fi pus-o, că mi-a fost teamă să nu se verse. E prin vreun dulap undeva. Și ăsta, nu e nimic greșit din nou, dar din nou fac aceeași chestie. Presupun că doamna de la casă a greșit și eu sunt căscată și amestită și am uitat. Îmi cer scuze, doamna de la casă, sunteți o simpatică și o drăguță. Avem acest spray metalic auriu cu care vreau să vopsesc aceste suporturi de ghiveci. Unul a costat 1,23 lei și unul 1,71 lei. Vopseaua aia în decorativ aurie trebuia să fie mai ieftină, că văzusem eu la raft 3 lei și ceva. Dar asta e. Vedem ce facem. N-a murit nimeni din 10 lei, dar mai bine nu mai luam dacă eram mai atentă. Avem aceste 4 suporturi. Sunt picioarele astea pentru ghivece de flori și acestea sunt farfurii pentru ghivece de flori. O să le desprind, evident, etichetuțele, dar nu acum. Da, nu acum, pentru că trebuie să caut și diluantul să șterg treaba asta care rămâne aici. V-am mai spus și alte dăți că atunci când eticheta nu mi se desprinde ca lumea, bine, mă rog, eticheta se desprinde, dar rămâne în urma ei lipiciu, ce credeți? Atunci pe o dischetă de machiantă sau pe puțină vată pun puțin diluant pentru vopsea și să știți că se duce și mama lui lipiciu, tot se duce, se șterge și nu mai rămâne nimic. Deci o să trebuiască să-mi caut diluantul să curăț minunea asta. Apoi, minunea asta va veni peste minunea asta, centrată, evident, o să le lipesc cu hot glue gunul și o să le vopsesc. Pentru că eu căutam niște suporturi înalte, în acest gen, pe care nu știu, să pot să pun o floare și o lumânare, de exemplu, așa ceva. Deci așa ceva îmi doresc și treaba asta o să ajungă să fie aurie. Ăsta este un trandafir din... Minunea aia cumpărată de la Kaufland.
mega portocalie pe care ați văzut-o într-un clip mai vechi, am tăiat florile ce s-a putut și le-am salvat așa, iar ăsta este un borcanel de la un iaurt de la Lidl, mă rog, nu e iaurt, e o cremă de ouă, ceva de la săptămâna spaniolească și în general borcanelele astea le păstrez. Nu știu, mă gândesc că o să vopsesc auriu și fundul ăsta, partea de jos a borcanului, care nu e vopsită, sau o bucată, o să fac o dungă, sau văd eu, cu dumnealui spray-ul auriu. Și să nu uităm că mai avem și produsele de la Eiffel, unde am intrat așa într-o zi, cred că am intrat când veneam de la Madhouse, că este chiar peste drum, sau am intrat poate în altă zi, nici nu mai țin minte, destul de mult și acolo am intrat. Au foarte multe parfumuri. Dacă nu aveți un magazin Eiffel în apropierea casei, să știți că le puteți comanda online. O să vă las în descriere linkul celor de la Lorina și codul de reducere AD10 cu care puteți avea un discount de 20%. Eu am plătit 40 de lei pe chestiucile cumpărate aici, una a costat 15 lei și una 20 de lei. Pe site-ul celor de la Lorina, cu tot cu reducere, ajungeți undeva pe la 17 lei o asemenea cutiuță, dar se mai adaugă și transportul, deci până la urmă tot acolo ajungeți. Eu am tot stat să mă gândesc dacă să-mi fac o comandă de la ei și pe urmă, dacă tot treceam pe acolo în fața magazinului destul de des, am zis hai să intru să-mi aleg după miros. Și în perioada aia era, Andreea Balaban era în Dubai și tot căuta ea acolo în Dubai mirosuri de toamnă, parfumuri de toamnă și nu găsea că aveau numai de-astea exotice. Și mă amuzam că eu am găsit non-exotice, dar nu am ales chiar toamnă. Eu nu sunt fan dovleac, nu-mi place, nu mă omor după dovleac, nici să-l mănânc, nici să-l gătesc, nici să nimic. Nici sirop, nici cafelele astea cu dovleac nu mă dau pe spate. Beau așa de curiozitate una pe an, dar în general nu. Nu sunt pentru mine sau nu sunt pentru lista mea de preferințe, așa că mi-am luat niște alte mirosuri. Caramel, abia aștept să-l desfac. Bine, acolo l-am mirosit, să știți. Pentru că acolo, ăsta e avantajul de a merge într-un magazin, că pot să le testez. Ceea ce nu-mi place la cei de la Eiffel sau în general la ăștia care vând treburi de-astea este că nu vând doar sticluța cu esența, ceea ce ar fi mult mai eficient și mai benefic pentru natură. Treaba asta este din plastic și oricum nimeni nu reciclează, iar bețele astea, sincer, se pot folosi de 5-6 zemuri de-astea. La o șansă știți că am găsit rezerve din astea de parfum. Acolo am găsit și niște sticluțe foarte estetice și foarte mișto, pentru că, sincer, nu-mi doresc să am cât am mai Eiffel-ul aici, ceea ce cred că în cadrul acelui aș proiect DIY pe care vreau să-l filmez cu suporturile alea și cu ce-o mai avea eu pe acolo, mă gândesc să desprind eticheta asta. Mă scuzați, domnilor de la Eiffel, dar eu înțeleg că dacă ați face o sigluță mică cu Eiffel așa mai stilizată, ar fi mult mai mișto, pentru că eu nu vreau să văd etichetoaia asta în fiecare zi, aici, pe la mine. Deci, da, asta zboară, etichetoaia. Lipiciul, care e destul de mult, o să zboare și el, cu același model, diluant. Nu știu cum... Ok, ce facem cu capacul? What the fuck? Ok, ceva, nu, da, facem cu capacul, o să facem mai târziu pentru că am nevoie de ceva cu care să scot dopul ăsta fără să-mi rup unghiile, dar da. Și spuneam că acum, vorbind cu voi, îmi dau seama că mi-ar plăcea ca această sticluță să fie ușor haurie și ea, deci probabil o să dau și pe ea cu ceva spray în partea de sus sau nu știu, tot așa cu dunguțe și o să stea pe un de la etajat acolo sus. Și mai avem încă unul, Reed Diffuser Magnetism Big Air de 7 Big Hill. Asta ar fi denumirea. Asta miroase așa mai, dacă mi-aduc eu bine aminte, imită un parfum. Au foarte multe imitații după parfumuri, Xerjoff, nici nu mai știu ce.
Dar nu mi-am dorit ca în casă să miroase ca un parfum pe care eu eventual să-l folosesc și atunci am ales acel caramel și cu acest ce e el, mă duc să iau ceva să scot capacul. L-am desfăcut pe dumnealui, mi-am turnat pe degete, pe mâini, pe pantaloni, pe masă. Miroase genial, deci genial, nu-mi pare, adică nu că nu-mi pare rău, că nu mi-ar fi părut rău oricum că l-am luat, dar acum mi-aduc aminte ce bine am ales, ce bine am ales. Și am luat telefonul, am intrat pe site-ul celor de la Lorina, treaba asta costă 32,9 lei la ei, dar dacă aplicăm și o reducere, ajungem la 20 și un pic. Și haideți să vă spun, este inspirat după celebrul Escada Magnetism Beat Big Hill. Notele de vârf sunt fructe roșii, coacăze, negre, casia, licii, ananas și pepene. E fix de toamnă și liciile sunt de toamnă pentru că liciile sunt niște fructe care cresc în Madagascar și ajung la noi cam în perioada asta de toamnă, cumva sfârșitul toamnei, începutul iernii. Pepenele și ananasul, asta e, lasă că merge. Apoi, notele de mijloc sunt frunze verzi, busioc, floare de migdal, sânjener, heliotop, frezie, magnolie, iasomie, trandafir și lăcrămioare. Fix toamnă. Și să continuăm așa cu toamna. Stați că am pierdut rândul. Iar notele de bază sunt caramel, or să se potrivească foarte bine așa în casă, că nu or să stea în aceeași cameră, în orice caz. Deci caramel, vanilie, patchouli, răscină benzoică, lemn de santal, mosc, ambră și vetiver. Mosc îmi place în aproape orice, ambra la fel. Deci nu întâmplător mi-a plăcut treaba asta. Cam asta este tot, mă duc să mănânc pentru că e și ora și azi n-am băut decât un smoothie de dimineață și este 14:23, deci așa avem și ale omenie. Nici nu știu ce să fac, dacă să vă inserez în final niște imagini cu șalău, că pe urmă iar mă jurați că v-am făcut poftă. Și aici în spate am două cutii, mai am un băgăjoi la ușă undeva, sunt cutiile Bold Box, ediția de toamnă, am reușit să prind că se termină repede cutia Selection și cutia Deluxe, urmează să le dezboxez și pe ele cât de curând. Sper să reușesc după masă să fac o mică siestă și să le dezboxez împreună cu voi, of course. Deci vă invit să dați subscribe și să activați și clopoțelul ca să aflați imediat ce o să postez următorul clip. Deci mănânc, nu știu dacă vă arăt și vouă, că pe urmă iar mă înjurați că vă fac poftă, dar îmi asum chestia asta, cum mi-a zis prietena mea Milana, trebuie să-mi asum faptul că sunt vinovată de acest lucru. Deci poate că totuși o să vă arăt și șalăul meu, pentru că e una din mâncărurile mele preferate, ce-i drept. Și cam atât. Ne revedem, sper, curând. Deci subscribe, cu siguranță. Vă pup, scrieți-mi în comentarii cum este toamna voastră, cum v-ați înfrumusețat-o, cum v-ați parfumat-o, aromat-o. Mulți mi-au scris că nu decorați, dar eu cred că dacă mergeți undeva la cumpărături, nu ezitați să cumpărați niște treburi de-astea așa. Culorile toamnei mi se par mie cel puțin spectaculoase. Bineînțeles că cel mai mult îmi doresc să le văd în natură, pădurile toamna sunt o minune. Dar putem să aducem puțin din culorile toamnei și la noi în casă. Așadar, lăsați-mi în comentarii gândurile voastre. M-aș bucura foarte mult să mă urmăriți și pe Instagram. Iar dacă v-am inspirat în vreun fel sau altul și postați acolo lucruri inspirate de mine, m-aș bucura foarte mult să-mi dați tag pe Instagram. For Your Face oficial este contul meu. Îl găsiți, bineînțeles, și în descrierea clipurilor. Mă duc să mănânc. Vă arăt și vouă și să ne revedem curând. Vă pup, să aveți o toamnă frumoasă. Pa! Ce faci, Kitty, acolo? Vrei mâncare? Haide, zi! Vrei? Vrei? A? Lămâie, vrei lămâie? Vrei lămâie? Foarte bună lămâia! Ah, ah! Avem și aici niște dovlești, să știți, adică ce credeți că nu? Ah? Să punem lămâia pe col. Old fashioned, old school. Gata. Așa arată treaba.
Și o să vă arăt imediat și cum arată supa pe care am făcut-o, mă rog, care se fierbea în timp ce eu vă povesteam ce am făcut eu, ce am cumpărat eu de pe aici, de pe acolo, că dacă e să fie pe poftă, să fie. Deci este o supă de pui cu toate legumele de lume, super mega yum!